Vladimir Putin a dat ordinul de atac. S-a întâmplat chiar acum. Cu tremur total lângă România. Rusia continuă atacul cu rachete asupra mai multor zone din Ucraina. Autoritățile ucrainene au anunțat că trei oameni și-au pierdut viața, în timp ce alții au fost răniți. Primarul orașului a sfătuit pe oameni să părăsească zona. Autoritățile locale ucraine ne spun că cel puțin trei persoane au fost ucise și cinci rănite în urma unui atac cu rachete rusești asupra unei clădiri rezidențiale din orașul Mykolaiv din sudul țării. Primarul Alexander Senchevai a declarat că opt rachete au lovit orașul și a îndemnat locuitorii să evacueze orașul. Autoritățile au lansat un efort de salvare pentru a căuta supraviețuitori. El a spus că imobilul pare să fi fost lovit de o rachetă de croazieră rusă 2X-55. Fotografiile de la fața locului arătau fumul care ieșea dintr-o clădire cu patru etaje, cu etajul superior parțial distrus, în timp ce Rusia a negat că a vizat zone civile în timpul ofensivei sale de patru luni împotriva Ucrainei. Organizația Națiunilor Unite afirmă că cel puțin 4700 de civili au fost uciși la invadarea Rusiei pe 24 februarie, arată Reuters.